KGB-ul în avangarda luptei pentru restructurare. Acest subiect nu trebuie început cu Andropov, ci este îngrozitor de spus chiar cu Beria în persoană. O personalitate destul de antipatică, desigur. Însă din el au făcut un astfel de strigoi, încât vreau să spun câteva cuvinte în apărarea sa. În primul rând, i s-au atribuit în mod absolut gratuit așa numitele represii neîntemeiate. Beria a participat la teroarea anilor 30, însă numai la el acasă, în Caucaz. A devenit șeful NKVD-ului doar la sfârșitul anului 1938, când teroarea deja se termina. Fiind în acest post, Beria a întemnițat puțină lume, în mod contrar a eliberat câteva mii de oameni. Unii erau implicați în teroarea în masă într-o măsură mult mai mare decât el, spre exemplu, toți membrii biroului politic de atunci, inclusiv Nikita Sergeevici. Iar faptul că Beria era acuzat de represiunile de după război este o astfel de aiureală, încât nici nu vreau să mă opresc asupra acestui subiect. Dacă unii nu sunt la curent, le aduc la cunoștință faptul că Beria a fost îndepărtat în anul 1945 de la conducerea serviciilor speciale. El a fost transferat în domeniul creării bombei atomice. Așa numitul proces al medicilor a fost în esență îndreptat împotriva lui. Toți știu că acest proces a fost primul de la care au început dezvăluirile în privința falsificărilor și reabilitarea deținuților. Hrușciov spunea în memoriile sale că după moartea lui Stalin, conducerea de sus discuta o lună întreagă ce să facă cu medicii arestați, însă el a uitat să menționeze că, de fapt, Beria a luptat pentru reabilitare împotriva întregului birou politic și a insistat asupra punctului său de vedere și acest lucru, într-un final, l-a și nenorocit. Conducerea de sus s-a speriat de forța sa și s-a unit împotriva lui. La scurt timp, Beria a fost arestat și atunci, pe seama sa, au fost puse toate păcatele. Printre acuzațiile nebunești de spionaj au fost și unele destul de adevărate, așa cum s-a adeverit mai târziu. Spre exemplu, la el au fost identificate puncte de vedere liberale care erau eretice pentru anul 1953, atât în privința politicii interne, cât și în privința afacerilor externe. Nu are sens să analizăm această erezie în mod amănunțit. Mai târziu, Hrușciov a mers în acest liberalism mult mai departe. Însă primul a fost cechistul Beria. Vom trece cu vederea dezghețul hrușciovist. Despre el se știe totul. Mai departe a fost stagnarea brejnevistă. Părea că ea va dura o eternitate, însă aici a apărut Andropov. Aici există o legitate observată de multă vreme. Într-o societate totalitară, anume serviciile secrete sunt cele mai supuse abaterii de la direcția generală a partidului. Cechiștii știau prea mult despre situația reală din societate și din străinătate. De aceea, propaganda oficială, căreia îi se supunea în parte chiar și conducerea de vârf a partidului, era pentru ei apă de ploaie, vorbind simplist. În al doilea rând, în țara noastră, doar cechiștii puteau citi liber literatura interzisă și utilizau cu larghețe acest privilegiu. Ei puteau să nu-l placă deloc pe Solzhenitsyn, însă știau că el scria adevărul. Totuși, factorul principal care a împins elita noastră conducătoare spre necesitatea schimbărilor era rămânerea în urmă, fără vreo speranță, a economiei sovietice față de cea apuseană. Pentru ei, nenorocirea consta în faptul că vedeau cu claritate impasul, însă nu vedeau ieșirea din acesta. Doar așa se pot explica zbaterile lor convulsive, de la încercările absurde ale lui Andropov de a ridica disciplina până la lupta cu beția și așa numita restructurare a lui Gorbaciov.